furtună violentă s-a abătut seara trecută asupra Bucureștiului și a județului Ilfov. Cerul s-a întunecat din senin și natura s-a dezlănțuit. Ore în șir, văzduhul a fost brăzdat de fulgere, iar capitala s-a cutremurat din cauza tunetelor puternice. Vijelia a fost anunțată de ANM printr-un cod portocaliu Now Casting. De asemenea, a fost emis un mesaj RO-alert. Traficul rutier a fost restricționat pe unul dintre cele mai circulate bulevarde din capitală după ce o schelă s-a desprins parțial de pe fațada unei clădiri. O antenă GSM de mari dimensiuni a fost doborâtă de rafalele violente de vânt peste două locuințe. Două persoane care se aflau în case au fost rănite. Este vorba de două femei, mamă și fiică, una în vârstă de 70 de ani, care a fost transportată la spitalul militar, și una de 90 de ani, preluată și ea de ambulanță pentru a fi dusă la spital. Doisprezece linii de transport în comun au fost blocate din cauza arborilor care au rupt cablurile electrice după ce au fost puși la pământ de rafalele de vânt. Și în centrul capitalei, vântul a doborât un stâlp care a căzut peste un autoturism. Și traficul aerian de pe aeroportul Henri Coandă a fost afectat de furtuna puternică. Un avion care trebuia să aterizeze în Otopeni a fost deviat spre Constanța. Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri seară un cod portocaliu de vijelie puternică cu rafale de peste 70-75 de kilometri pe oră în București și în Ilfov. Furtunile au făcut ravagii și în județul Cluj. Grindina de mărimea unui ou de porumbel a ciuruit mașinile și a distrus culturile. Aleu. Mai multe străzi au fost inundate și s-au transformat parcă în canale navigabile. Un scenariu asemănător s-a desfășurat și în localitatea Fălticeni din județul Suceava, unde șarpanta unui bloc s-a desprins și a căzut peste mai multe mașini aflate în apropiere. Meteorologii avertizează că după zilele de arșiță, astfel de fenomene violente se pot produce peste tot în țară.